Mergem pe cineva la telefon să vedem ce face el, telespectatorul de neața acum. Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. Sărna. Aveți un nume foarte sofisticat, vă sunăm de la neața. Nu vreau să fac o greșeală. Cum vă numiți? Alondra. Alondra. Alondra? Alondra. Ai vorbit? Da, de la Berlin vă deranjăm. Câți ani ai și unde am nimerit? În ce oraș? În Iași. Câți ani ai? 21. 21, mulți înainte. Ce? Păi, cred că astăzi este ziua aia. Am putea să-i urăm tradiționalul, cum se urează la Londra. Happy birthday to you! Mulțumesc mult! Alondra, ți-au spus ai tăi cum ți-au pus numele ăsta? Da, era un film, o telenovelă, urmărea tatăl meu cu mama și au spus că dacă vor avea o fată o să-i pune numele ăsta și chiar o fată au avut. Și a ieșit... Alondra, zici că joci în Casa del Papel? Da. Cât sunteți acasă? În poză văd trei. Trei. Ne bucurăm pentru tine. La mulți ani. Să-ți meargă bine toată săptămâna. Cum e vremea la Iași? Ninge. Ninge? Ninge. Stați acasă atunci, mai vedem. Te pupăm. Ce piesă ți-ai ales? Lidia Buble, noi simțim la fel. Perfect, hai să cânte și el amicu. În 3, 2, 1, la mulți ani. Mulți ani. Da. Mulțumim tare mult pentru alegerea făcută. Alondra, ce nume. Îți dai seama câte glume și-a luat pe la școală. Să stea și pe stradă Alondra. Alondra. Trebuie să dăm ceva accent. Alondra. Dar s-a mișcat ca bine. Ca să nu sune Alondra. 21 de ani face astăzi și are deja bebe. S-a mișcat bine. Da. N-ai timp la Iași, nu mai stai. Știi.